Când Domnul se apropie de poporul lui și vorbește, Domnul vorbește doar ca să se afle în treabă. Și Domnul când vorbește, vorbește din inima lui, pentru că își dorește să trăim în binecuvântare. Atunci când privești înspre Dumnezeu, tu trebuie să știi că ești iubit de Dumnezeu, ești dorit de Dumnezeu. Și că atunci când El vorbește, El are ceva pentru tine. Nu doar ca să-ți vorbească, ci ca să-ți dăruiască, ca să te binecuvinteze. Nu știu dacă înțelegi, dar Dumnezeu dorește să te binecuvinteze. Dumnezeu dorește să-ți facă bine. Dumnezeu dorește să-ți meargă bine. Dumnezeu dorește să fie împreună cu tine. Dumnezeu își dorește lucrurile acestea. Știți de unde știu asta? Din faptul că am fost creați după chipul și asemănarea Lui, că am fost așezați în grădina Eden și că venea Dumnezeu acolo în răcoarea zilei să vorbească cu omul și să stea în părtășie cu el, să aibă părtășie cu el. Dar există un moment în care părtășia respectivă s-a rupt din pricina păcatului. Dacă vine cineva și spune că Dumnezeu își dorește ca tu să fii, nu știu, într-un fel sau altul, lovit dintr-o parte sau într-alta, dă-mi voie să spun că te înșeli. Dumnezeu întotdeauna și-a dorit ca omul să fie în prezența Lui, binecuvântat în prezența Lui. Boala n-a fost adusă de Dumnezeu în acest univers, boala a fost adusă de către diavol în acest univers, sărăcia nu a fost adusă de Dumnezeu în acest univers, sărăcia a fost adusă de diavol, boala, sărăcia, durerile, nevoile, problemele le-a adus neascultarea noastră, le-a adus diavolul prin păcat. Dumnezeu nu le-a adus. Întotdeauna când alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Când umanitatea a ales să păcătuiască, când Adam și Eva au ales să păcătuiască, au ales suferința pentru ei și pentru întreaga omenire care vine după ei. Și într-o astfel de omenire care a ales păcatul și a ales suferința și a ales durerea, într-o astfel de omenire vine Dumnezeu ca să răscumpere. Fiecare dintre noi privim păcatul în felul nostru. Am văzut în ultima vreme abordări ale păcatului foarte, foarte subțiri. Un fel de, ai păcat, ai păcătuit, nicio problemă, te duci la Dumnezeu, că Dumnezeu a murit pentru păcatele tale, pac, ai să o rugăciune, Dumnezeu te ierta. Nu te să mai gândești din momentul la absolut nimic, totul e rezolvat, totul e închis, păcatele sunt rezolvate și s-a terminat cu totul. Dragii mei, dacă ar fi atât de simplu, dacă ar fi atât de simplu, n-am avea nevoie de 1189 de capitole. Urmează, după ce se stinge valul acesta de citit Geneza, pentru că probabil că Geneza este cea mai citită carte a Scripturii, pentru că în principal aproape toate programele de citire a Scripturii încep cu Geneza și 1 ianuarie toată lumea începe programul sau în 2 ianuarie și începe cu Geneza. Dar după ce se termină valul și se liniștește lumea, urmează să facem un program de citire a Scripturii cu Betel Centru, probabil undeva în luna martie să începem după ce se liniștesc lucrurile. Va fi un program în viteză mare. Și vrem ca în 4 luni de zile să trecem prin întreaga Scriptură, dar detaliile o să vi le aducem pe parcurs, pe măsură ce reușim să pregătim toate detaliile. În momentul când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, noi avem nevoie ca să cunoaștem și să știm Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu își dorește ca noi să fim ai Lui. Și binecuvântările rostite peste Avram să vină și peste noi. Dumnezeu își dorește să ne binecuvinteze. Dumnezeu dorește ca binecuvântarea Lui să fie peste noi și noi să rămânem în binecuvântarea Lui. Dar pentru aceasta, datorită faptului că păcatul a intrat în această omenire, păcatul când a intrat în această omenire, a intrat, dragii mei, pe linie de sânge.
Și cei dintre voi care sunteți medici sau dacă v-a plăcut genetica prin clasa 11-a când am studiat-o la biologie sau v-au plăcut studiile acestea din zona medicală, ați observat niște lucruri interesante. Cu cât se studiază mai mult ce se întâmplă în interiorul ființei umane, după ce s-a studiat genomul uman, după ce au început să se înțeleagă cum se produc conexiunile între gene, oamenii de știință au început să descopere tot mai adânc și tot mai adânc că suntem de fapt un produs al celor care au fost înaintea noastră. Și că ne vin pe spiță de neam tot soiul de lucruri, că ele se combină în ADN-ul nostru într-un anume fel și se transferă apoi din generație în generație mai departe. Că suntem atât de ștampilați, ca să folosesc un alt termen, cu ceea ce se întâmplă, încât dacă iei și studiezi genomul cuiva la naștere, poți să spui ce boli urmează să aibă întreaga viață. Au început să se discute probleme legate de etică, pentru că s-au studiat lucrurile și au zis, dacă îți vine cineva să se angajeze la tine, tu poți să-i iei un fir de păr și să-i studiești, să știi ce bol va avea și atunci tu ca și angajator, tu poți la un moment dat să zici, bă, nu vreau să-l iau pe omul ăsta pentru că urmează să aibă bolile astea, bolile astea, bolile astea, urmează să aibă cancer, așa, așa, așa și nu vreau să am de-a face cu un astfel de om. Și s-a discutat partea de etică, că nu ai voie totuși să faci asta și îți discuții întregi în zona asta până unde ai voie să te duci și să citești ceea ce e scris în codul nostru. Păcatul, dragii mei, nu-i simplu. Să nu cumva să crezi că păcatul se rezolvă așa simplu cu iartă-mă, Doamne. Se rezolvă așa simplu ca să poți să fii mântuit. Ai venit la Hristos, te ceruți iertare pentru păcatul tău, dacă în ziua următoare mori, ajungi în cer. Hristos a plătit, sângele lui a curs, ești rezolvat. Dar păcatul a intrat atât de adânc în ființa umană încât a ajuns să afecteze absolut tot ce înseamnă ființa umană. De la felul în care gândim, la felul în care ne raportăm unii la alții, la felul în care vin lucruri din partea părinților noștri și a bunicilor noștri, la tot ce înseamnă ființă umană, tot a fost atins de păcat și efectele păcatului. Și a venit Hristos, dragii mei, și Hristos vine să facă răscumpărare. Dar aș vrea să știi că Iisus Hristos n-a venit să răscumpere numai eternitatea ta. Și mulți s-au oprit aici, a zis, gata, te să întâlnești cu Iisus Hristos și după aia să aștepți moartea. Că după ce mori, ajungi în cer și cumva Hristos îți iartă păcatele și după aia urmează să duci în cer și când ai ajuns în cer, atunci s-a terminat absolut tot și pământul ăsta e numai necaz și durere și nu ne mai gândim la nimic de... Dragii mei, Hristos a venit să răscumpere inclusiv lucrurile care sunt pe pământul acesta, de aceea avem 1189 de capitole. Pentru că Hristos ne învață pe fiecare dintre noi ce avem de făcut. El vine și aduce eliberare, aduce salvare, vine și ne dă mandatul Lui. A venit să ne salveze de la iad, a venit să ne ierte păcatele, a venit să îi tămăduiască, să-i vindece pe cei cu inimă zdrobită. Poți să-ți imaginezi că Iisus Hristos este interesat nu doar teoretic de inima ta zdrobită, ci a venit cu mandat pe pământul acesta ca să-ți vindece inima ta zdrobită. Așa scrie în Biblie. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Hristos este interesat de inima ta zdrobită. Nu doar ca să știe că ți-e inima zdrobită, ci a venit să-ți vindece inima zdrobită, Luca capitolul 4. Hristos a venit și începe să răscumpere. Din eternitate Dumnezeu a început să-și lase legile pe pământul acesta și să ne învețe cum să trăim, pentru că această răscumpărare pe care Hristos o aduce să fie valabilă și pe ceea ce ni se întâmplă în viața de zi cu zi, în relațiile noastre, în ceea ce trăim în fiecare zi.
Și capitolul acesta din Levitic ne vorbesc despre Dumnezeul nostru, care este sfânt, și aici este codul sfințeniei, kadoș, sfințenie. Kadoș înseamnă pus deoparte, pus deoparte, pus deoparte. De la început, din creație, Dumnezeu când s-a uitat înspre om, a pus omul deoparte. L-a pus deoparte pentru el. Am fost creați pentru prezența lui, pentru părtășie cu el și am fost puși deoparte din creație, din veșnicie în veșnicie, am fost puși deoparte pentru Dumnezeu. Dar, omului i s-a lăsat dreptul să aleagă dacă vrea să fie pus deoparte pentru Dumnezeu. De aceea, în grădina Eden, Dumnezeu a îngăduit acel copac să existe, acel pom să existe, a lăsat legile și poruncile lui și a spus lui Adam și Evei să nu mâncați din pomul acesta, pentru că în ziua în care veți mânca, veți muri. Omul a avut dreptul să aleagă. Dreptul la alegere este un drept pe care îl avem din eternitate. Dumnezeu, când a proiectat ființa umană, a proiectat-o cu dreptul de a alege. Cu dreptul de a alege. Că Dumnezeu a știut ce urmează să aleagă Adam și Eva, asta e altă discuție. De aceea, în momentul când a pornit universul, lucrurile deja erau rezolvate, mierul era junghiat înainte de întemeierea lumii, înainte ca să se dea drumul la prima. Că planul trebuie să fie făcut ca să poată produce răscumpărarea. De aceea, planurile s-au făcut din eternitate pentru ceea ce urmează să se întâmple. Și apoi, după ce s-au făcut planurile, s-a dat drumul ca ele să intre în existență. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul Dumnezeul vostru. Și marca aceasta, dragii mei, este o marcă peste ființa umană. Dumnezeu se uită la poporul lui și se uită la oricine vrea să facă parte din poporul lui și spune: fii sfânt pentru că eu sunt sfânt. Fii sfânt pentru că eu sunt sfânt. Nu te duce și nu te juca, nu lua formulele pe care le mai auzi într-o parte și într-alta. Ok, lasă că Dumnezeu oricum ne iartă, lasă că Dumnezeu oricum face să fie bine, pentru că oricum Iisus a murit pentru păcatele noastre. Dumnezeu se uită la tine și la mine și spune: fii sfânt pentru că eu sunt sfânt. Fii sfânt pentru că eu sunt sfânt. În momentul în care ajungi să te apropii de Dumnezeu, ajungi să-ți dorești niște lucruri pentru că El are anumite lucruri. Ajungi să-ți dorești să fii într-un anume fel pentru că El este într-un anume fel. Știți exemplul acela, povestea aceea interesantă cu tatăl și fiul care ies afară din casă într-o zi în care a nins puternic și tatăl începe să meargă prin zăpada neatinsă și merge și merge. Am dat să oprește pentru că își dă seama că fiul lui nu-i lângă el și se întoarce și vede în spate pe fiul lui că tot calcă așa cu grijă și îl întreabă, zice: ce faci? Zice: tată, eu calc în urmele tale. Când ai un copil, observi că se întâmplă lucrul acesta. E drept că e până la o vârstă, că este o vârstă a adolescenței și a răzvătirii adolescentine și a dorinței de a fi unic și a avea drumul tău. Dar până copilul crește și se produce începutul acela al deslipirii și al plecării din cuib, copilul stă și urmărește și urmărește și o vezi pe fetiță că ia papucii mamei care are vreo 10 numere peste numărul ei și cu ea merge în casă și vezi că urmărește și vezi că se uită și vezi că își ia hainele mamei, ia fetiță sau ale tatălui, el băiat, și vezi că vrea să copieze, vrea să fie ca și tata, vrea să fie ca și mama. Dumnezeu se uită spre popor și spune poporului așa: fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Mă duc înaintea voastră și eu sunt sfânt. Și vă cer să fiți și voi sfinți, nu pentru ca să primiți ceva de la mine, nu pentru ca să vă fie bine, o să vă și spun despre asta mai încolo, dar ideea generală este să fiți sfânt pentru că eu sunt sfânt.
pentru că eu sunt sfânt. Să-ți dorești niște lucruri pentru că eu mi le doresc. E așa de interesant că am transformat pe Dumnezeu într-o instituție și biserica am transformat-o într-o instituție și absolut tot ce atinge ființa umană pervertește. Și am ajuns să ne atingem și de Dumnezeu să transformăm într-o instituție. Și știți cum am transformat pe Dumnezeu în instituție? Ne-am uitat la Dumnezeu și am început să facem câteva lucruri. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-L transformăm pe Dumnezeul acesta instituție într-un Dumnezeu rău. Să transmitem că e un Dumnezeu rău, care lovește, care pedepsește, care face aia, face cealaltă, face cealaltă. Și să fie tot timpul teamă, frică de El. Apoi este o altă abordare care a înțeles că frica asta nu este o frică din Dumnezeu, pentru că frica de Dumnezeu este altceva. A înțeles lucrul acesta, dar pe efect de pendul s-a dus în partea cealaltă și a zis, n-are nicio importanță, poți să faci ce vrei, oricum Dumnezeu te-a iertat la cruce, e în regulă, Dumnezeu e binecuvântare, Dumnezeu e un tată bun, Dumnezeu e doar atâta, și s-a dus în partea cealaltă. Nu ne interesează păcat, nu discutăm despre păcat. Dumnezeu vrea să-ți dea, vrea să-ți facă, vrea să fii sănătos, să fii bogat, să ai tot ce trebuie, să ce mașină îți dorești, Lamborghini, o să ai Lamborghini, ce mașină îți dorești, o să ai tot ce trebuie. Și ne-am mutat cu pendulul dintr-o parte și într-alta, ne-am mișcat dintr-o parte și într-alta și Dumnezeu cred că stă de multe ori în cer și se prinde cu mâinile de cap și zice, oare ce faceți acolo? Oare ce faceți acolo? Când stai și te uiți, dragii mei, Dumnezeu se uită și zice în felul următor, fiți ființi, nu pentru că urmează pedeapsa. Fiți ființi, nu pentru ca să vă meargă bine să vă cumpărați Lamborghini, ci fiți ființi pentru că eu sunt sfânt. Asta e inima aceea de tată a lui Dumnezeu. Asta e inima celui care de la începutul acestui univers ne-a creat pentru părtășie și relație și comuniune cu El. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Mergeți la dreapta pentru că eu mă duc la dreapta. Mergeți la stânga pentru că eu mă duc la stânga. Nu mergeți la dreapta pentru că vi frică sau vi se întâmple ceva rău. Nu mergeți la dreapta pentru ca să primiți binecuvântări, ci mergeți la dreapta pentru că eu sunt la dreapta. Mergeți la stânga pentru că eu am făcut stânga și vreți să fiți cu mine. Lasă stânga. Hristos se uită la Dumnezeu se uită la poporul lui și transmite începând din Vechiul Testament acest mesaj al dorinței cerului de a fi în relație cu tine și cu mine. Fii sfânt pentru că eu sunt sfânt. Fii sfânt nu de frica pedepsei, fii sfânt nu din dorința de binecuvântare, ci fii sfânt pentru că eu sunt sfânt. Pentru că eu sunt sfânt. E ca un părinte care își dorește ca copilul să fie acolo lângă. Când pleci într-o parte, copilul să-și dorește să vină cu tine de dragul tău. Nu de dragul că nu-i fain să fii singur acasă, nici nu de dragul că, wow, ce fain mă duce tata și mama pe banii lor și pot să mă duc oriunde prin lumea asta pe banii părinților. Și părintele își dorește să fie cu copilul lui pentru ca să fie, pentru că e părtășia aceea, pentru că e bucuria aceea conexiunii, a relației care se produce acolo, a discuțiilor care se poartă acolo, a lucrurilor acelora pe care doar familia le gustă împreună. Dumnezeu se uită în Vechiul Testament și spune, fii sfânt, nu de frica pedepsei, nu din dorința binecuvântării, ci fii sfânt, pentru că eu sunt sfânt. Și apoi începe Scriptura, dragii mei, cine vorbește, fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său, e interesant. Când începe să vorbească și să desfășoare lucrurile, Dumnezeu le începe din familie. Pentru că inima lui Dumnezeu este acolo. Ca universul acesta să funcționeze, Dumnezeu l-a făcut să nu poată funcționa în afara familiei. Încercați să faceți lucrurile să funcționeze în afara familiei și vedeți dacă funcționează. S-au încercat o soiul de elemente
să vadă cum ar fi dacă un copil ar crește în afara unei familii. Experiențele și experimentele au fost dezastroase. Ai nevoie de o familie ca să poți să crești generația următoare. Dumnezeu a închis întregul univers în acest cod al familiei. De ce? Pentru că Dumnezeu își dorește să fie în familie cu noi. Fiți sfinți că și eu sunt sfânt. Pasul următor este fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său. Asta nu înseamnă că trebuie să-i asculți. Dacă ai trecut de 18 ani și ești pe picioarele tale, nu mai ești obligat să-ți asculți părinții. Atenție, amatorii care deja sunt căsătoriți și au și copii și încă își ascultă părinții. Biblia spune, să-mi rămânem încă aici, să mai săpăm aici, numai Domnul știe ce mai aud prin consilieri. Am ajuns la 50 de ani și zice, încă nu pleca de acasă. El e plecat de mult de acasă, dar tot la comanda mamei, încă în continuare. Biblia spune așa, fiecare din voi să cinstească, da? A cinsti nu înseamnă să asculți. Fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său. Și asta, dragii mei, e valabil până când ei pleacă din această lume acasă la Domnul. Cinstește pe tatăl tău, cinstește pe mama ta. Când a fost ultima dată când ai făcut lucrul acesta sau ai simțit că ai putut să faci lucrul acesta? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și apoi să păzești sabatele mele, să păzești momentele acelea în care îți cer să te odihnești. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu vă întoarceți înspre idol, să nu vă faceți Dumnezei turnați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și apoi începe Scriptura și ne vorbește și diseacă Dumnezeu fiecare element, fiecare element, fiecare element. Când aduci o jertfă de mulțumire, când vii să mulțumești, asigură-te că faci lucrurile așa cum le-am cerut, dacă vrei să fie primite de mine. Și continuă și continuă. Dar aș vrea, dragii mei, să mă focalizez pe versetul 17 și 18. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Există două interpretări majore a acestui lucru. Când ajungi să-l urăști pe fratele tău? Două situații în care poți ajungi să urăști pe fratele tău. Unul la mână, când el îți face ceva. Doi la mână, când el face ceva altcuiva și tu vezi lucrul acela. Începem cu primul element. Când fratele tău te rănește, pentru că totul pornește de la familie și suntem într-o familie, într-o familie este imposibil să ajungi să nu te rănești. E imposibil asta. Cine spune că a reușit să trăiască cu frați și surori pe lângă el și să nu se certe niciodată, vă rog frumos să veniți la mine să am o discuție cu voi, să văd de ce mă mințiți. Nu că v-aș crede, da? Deci de-aia vreau să văd de ce mințiți. Nu se poate să nu te cerți măcar o dată. Nu se poate să nu te cerți de la o jucărie. Nu se poate să nu te cerți de la ceva. Acolo se întâmplă întotdeauna într-o familie ceva. E parte din păcatul care a ajuns în familie și efectele care se întâmplă în familie. Și când se întâmplă rana aceasta, când cineva te-a rănit, când cineva din casa ta te-a rănit, când cineva din biserică te-a rănit, când fratele tău te-a rănit, să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Bun, și ce să fac atunci? Și aici, dragii mei, aș vrea să subliniez lucrul acesta și îl tot așez în diverse momente de consiliere și îl discut cu unii și cu alții, dar mă bucur că suntem în textul acesta. Ce faci când cineva te rănește? Ce faci în momentul acela? În baza rănilor pe care noi le avem deja, ne comportăm în felul următor. Există o zonă care și-a încasat rănile în casă, în familie sau în diverse situații, răni de respingere, și efectul imediat următor al rănilor de respingere, unul dintre efectele majore, este închiderea, ridicarea zidurilor ca să nu mai fii rănit. În consecință, cineva te rănește și pasul pe care îl faci este că tu te dai la o parte de la acea persoană, nu vrei să mai ai nimic de face cu persoana respectivă. Ăsta e un efect al păcatului, să știi că nu din Dumnezeu. Când v-am spus că păcatul a ajuns să afecteze fiecare element al ființei umane, să știi că de aceea reacționez așa rău când cineva îți face rău, pentru că e un efect al păcatului care a intrat în omenire.
nu e un efect al binecuvântărilor lui Dumnezeu, faptul că tu fugi, ci este un efect al păcatului. Când cineva ți-a făcut rău, când cineva te-a rănit, sistemul nostru de autoprotecție se ridică, îți ridici ziduri și la un moment dat te depărtezi. Și cu cât ți-ai învățat mecanismul acesta mai devreme, în special de acasă, cu atâta pe când ești mare, numai te joci. Ți-a zis cineva ceva, te uiți la el, îi zâmbești, ai plecat, ieșiște numărul de telefon din agenda și s-a încheiat orice. E dat bloc pe toate părțile, să vezi că faci câte o consiliere și tot îți explică cum se blochează unul pe altul. E absolut, câteodată stai, zâmbești, că nu mai știi ce să faci până începi să intri în discuții. Ne apărăm. Ți-o zis ceva? Silent treatment, îi se spune în engleză. Tratamentul tăcerii. Da, ai zis, mi-ai făcut chestia. N-o să mai văd eu când și-ai tăcut. Și câte unii îți la consiliere și de două săptămâni ce nu mi-au zis nimic, ce nu vorbi nimic cu mine. De două săptămâni nu vrea să deschidă gura, nu zice nimic. De ce? Pentru că ai fost rănită, ai fost rănit și ai aplicat tratamentul tăcerii. Te-ai închis, ai închis porții de comunicare pentru ca să rămâi protejată, protejat. Crezi tu. Dar tu nu știi că, de fapt, acest tratament al tăcerii nu este altceva decât o formă aurii pe care o ai datorită rănii produse. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Ura, dragii mei, o purtăm în inimă. Rare ori o scoatem și afară, dar în principal e acolo și ascunsă în inimă. Și ce e de făcut când fratele tău te rănește? Elementul pe care a trebuit să-l învăț eu personal și am ajuns apoi să-i învăț și pe alții, este că în momentul când ești rănit de cineva, e foarte important să discuți cu persoana respectivă, să comunici. Când tu taci, se încheie orice urmă a comunicării. Dacă te uiți în această istorie, Dumnezeu nu tace. Există momente în viață în care Dumnezeu tace și ăsta de obicei este efectele examenelor, că în principal profesorul tace în examen, dar Dumnezeu nu tace. Dumnezeu și-a spus lucrurile în cuvântul lui, 1189 de capitole, sper că n-am greșit numărătoarea și îți trecute acolo, e vorbirea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește apoi personal, îți vorbește prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt în tine, Dumnezeu vorbește și astăzi și îți vorbește personal. Și cuvântul este acolo și spune ce și cum trebuie să faci și e acolo. Vorbirea lui Dumnezeu către omenire nu s-a încheiat în momentul căderii omului. Când omul a căzut în păcat, Dumnezeu nu a închis lucrurile, nu a tăiat lucrurile așa cum facem noi. De aceea reacția de a te retrage dintr-o relație când ai fost rănit, de a fugi în altă parte când ai fost rănit, nu este generată de Dumnezeu, ci de diavol. Dumnezeu când a fost rănit de om, când a fost înșelat de om, Dumnezeu s-a dus să abordeze problema, Dumnezeu nu s-a retras din relația cu omul. De aceea în momentul când ești rănit în casă, în familie, nu aplica tratamentul tăcerii, pentru că e de la diavol. El te sfătuiește să faci asta. El îți spune să faci asta, nu Dumnezeu. Dumnezeu spune că trebuie să abordezi problema. Și știu că pentru mulți care sunteți aici, ați fi preferat să vă vorbesc despre altceva. Nu despre faptul că trebuie să vorbești cu cel care te rănește, când tu de o viață întreagă îi aplici tratamentul tăcerii. În momentul când ești rănit, când fratele tău te-a rănit, du-te și vorbește cu el. Înainte să vorbești, să-l ierți, asta e între lecțiile Noului Testament și ale Vechiului Testament. Iartă-l, roagă-te, dar du-te și abordează-l.
du-te și spune-i ce s-a întâmplat, du-te și spune-i cum te-a făcut să te simți, du-te și spune-i ce-a fost în inima ta, du-te și spune-i ce s-a întâmplat acolo când ai auzit cuvintele acelea sau a făcut gestul acela, du-te și spune, abordează-l între tine și el, spune-i ce te-a dorut, spune-i cum ai simțit, vorbește, scoate lucrurile afară acolo din tine, comunică, nu tăia calea de comunicare, comunică cu fratele tău, comunică. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, în inima ta, pentru că acolo în inima noastră se construiește ura aceasta care începe cu fuga. Sau al doilea mod în care elaborăm această ură care este în inima noastră este printr-o reacție vehementă împotriva lui. Această reacție vehementă, dragii mei, se poate face în fel și chip. Strigăm, reacționăm prost, urlăm, lovim, sunt tot felul de reacții care se produc în partea cealaltă când nu stai să te retragi, ci te duci și ataci. Este momentul acela când ura iese la lumină, iese la suprafață, tot o ură a inimii, dar în primul caz al tăcerii rămâne acolo, în cazul al doilea iese afară și devine violentă. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Fii sfânt, pentru că Dumnezeu este sfânt. Și în momentul când ești rănit, iartă. Și apoi abordează. Iartă și apoi vorbește. Dar vorbește cu dragoste. Explică ce ai simțit. Explică ce e în inima ta și vezi ce se poate întâmpla mai departe. Spuneam că există două abordări. Abordarea în care fratele tău îți face ceva ție direct, da? Să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Da? Unde devine păcatul cu care te încarci? Păcatul devine în momentul în care tu taci și ridici ziduri, pentru că aceste ziduri de apărare pe care le ridici împotriva celui care te-a rănit sunt niște ziduri care devin valabile apoi în principal pentru orice relație pe care o ai. Sau când se transformă în violență, devii violent cu persoana respectivă și ajungi apoi să fii violent în orice altă situație. Am ajuns în consilieri, în diverse situații și vine la mine și spune, știi, s-a întâmplat și e soț și soție și m-a lovit. Și în principal când se ajunge în situația asta, întrebarea pe care o pun, nu s-a întâmplat înainte de căsătorie niciodată treaba asta și 99% din situații mi se spune, ba da. Deci mă uit la ea și spun, bun, și de ce mi-a rămas cu el? Pentru că este un principiu că omul care te-a lovit odată te va mai lovi și mai departe. Povestea asta cum ceri iertare nu o să mai fac niciodată este o poveste pentru că omul te rănește dintr-o rană pe care o are. Și el nu vrea să se ducă să se vindece de rana respectivă, ci el se duce mai departe crezând că el este foarte bine și că tu ești greșită. Omul care lovește va mai lovi. De aceea când cineva te-a lovit, spui stop joc relației, discutăm de oameni care nu sunt căsătoriți, da? Ca să nu... Ești într-o relație și te lovește, spui stop joc relației, îl trimiți să se vindece și spui dacă mai sunt disponibilă, pe când ești vindecat, vedem și povestim atunci. Nu stai să-i asculți cererile de iertare, pentru că cererile de iertare sunt false, nu pentru că el gândește fals în momentul acela că își dorește să gândească fals, dar el este condiționat de rană să gândească fals. El își dorește real să se schimbe, dar el nu poate, pentru că rana din interior îi dictează cum să se comporte. El are o problemă pe care trebuie să o rezolve. De aceea trebuie să spui stop relației ca să înțeleagă că e grav ce a făcut și că are nevoie de vindecare. Exact așa cum dacă vezi că îi curge sânge din picior, tu nu zici, ok, nicio problemă, lasă că hai să mergem la maraton, ci spui, acum te oprești și ne ducem la UPU ca să vedem ce se întâmplă și să se rezolve problema. Nu stăm să discutăm altceva și să negociem altceva. Tu ai o problemă și problema trebuie să fie rezolvată acum. Dacă se întâmplă, în schimb, în căsătoria asta...
îl iei de mână și îl duci la consiliere. Și începi să te rogi și să postești. Pentru că acolo rănile sunt la fel de mari și nevoie continuare de vindecare. Să nu urăși pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Spunea că sunt două abordări ale textului. Prima abordare, când ai fost rănit direct. A doua abordare, e când vezi pe cineva că rănește pe altcineva. Când vezi că când lucrurile se petrec cumva în distanță față de tine, nu ești tu cel personal rănit din prima, dar vezi că cineva face ceva și atunci se activează ceea ce spun unii, simțământul dreptății. Zice, ce faci? Pe cum ce fac? Păi tu nu vezi ce se întâmplă acolo? Deci așa m-a făcut pe mine Dumnezeu cu simțământ al dreptății. Și oamenii ăștia care au un simțământ al dreptății se numesc duh de altceva, dar asta e altă discuție și o desfacem altă dată. Dar ele spun că e un simțământ așa al dreptății. Oamenii ăștia, dragii mei, stau și văd ce se întâmplă acolo și apoi reacționează. Și reacționează în fel și chip. În ultima vreme, în baza faptului că omenirea a devenit un sat mai mare, în care toți știu despre toate lucrurile și aflăm în secunda 2 despre absolut tot ce s-a întâmplat în orice alt colț al acestei omeniri, au ajuns lucrurile să se discute ca în sat, la ușa satului, pe uliță, și toată lumea știe despre toată lumea și lucrurile se spală în public, din păcate. Și se mută foarte multe discuții care ar trebui să rămână în particular, se mută în mediul online și acolo se spală rufele în mediul online. Cineva a făcut la altcineva și altcineva intervine. Problema este că în momentul când începi să intri și să urmărești comenturile la ceea ce se discută acolo, observi, dragii mei, o ură pe care n-ai văzut-o până acum, probabil eu mai naiv, dar n-am mai întâlnit-o, n-am mai văzut-o, e nedisimulată. Ești în spatele tastatorii, în spatele ecranului și îți dai drumul și zici orice. Și să nu urăși pe fratele tău în inima ta. În momentul în care te duci și ai o problemă pe care tu ai văzut-o la cineva, și nu te duci să mustri între tine și el conform Scripturii, ci te duci și pui problema pe internet, asta arată că în tine este ură. Indiferent ce argumentezi, că sunt unii care știu să argumenteze foarte bine și argumentează de ce e important să te duci în ulița satului ăsta mare care e omenirea și să lovești acolo și să expui rufele pe stradă. Nu e altceva decât o altă formă a urii. Pentru că Biblia spune că de fiecare dată când se întâmplă ceva, primul lucru pe care trebuie să-l faci e tu să vorbești cu fratele tău, între tine și el. Dacă nu ascultă, tot Biblia spune, te duci și mai iei pe cineva, apoi îl aduci în fața bisericii. Cumva există un element gradual care trebuie să se întâmple până să se expună niște lucruri. Prima dată ele se rezolvă conform Scripturii până ajungi să-l expui, dar cred că există necesar momentul și de expunere publică, dar n-ai voie să sari treptele. Înainte de expunerea publică, tu trebuie să rezolvi lucrurile exact așa cum le cere Scriptura, pentru că Dumnezeu știe de ce a făcut lucrul acesta și de ce a spus lucrul acesta, pentru că în discuțiile 1-1 sau 1-2 sau 1-10 poți să câștigi pe fratele tău, spune Scriptura. În momentul când expui din prima lucrurile, nu mai câștigi pe nimeni. În momentul acela pozițiile se radicalizează și fiecare își strânge trupa, e ca într-un război și încep atacurile. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Ai grijă că în momentul când ți se face ție o nedreptate sau se face altuia o nedreptate, dacă nu abordezi lucrurile scriptural, ajungi să te încarci cu păcate. Să te încarci cu păcate. Să nu te răzbuni. Și să nu ții necas pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca
pe tine însuți. Când cineva din familie te rănește, când cineva din jurul tău rănește pe altcineva, Biblia spune să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și întrebarea care trebuie să ți-o pui e următoarea. Dacă eu aș fi în locul lui, cum aș vrea ca să fiu abordat? Pentru că Biblia spune că să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. E drept că unii se urăsc ei pe ei, asta e o altă problemă și o altă discuție, dar în principal noi ne cam iubim pe noi. Suntem cu grijă să ne îmbrăcăm călduros când e frig afară, suntem cu grijă să vrem să fim într-un loc cât mai comod, suntem cu grijă la multe lucruri când e vorba de noi și pentru că Dumnezeu știe cum suntem, Dumnezeu zice, când te apropii să rezolvi problemele cu aproapele tău, să iubești pe aproapele tău, să iubești pe aproapele tău așa cum te iubești pe tine. Și atunci când abordezi situații de genul acesta, când cel de lângă tine, fratele tău, sora ta, din familia ta sau fratele și sora ta din biserica în care ești sau omul pe care nu neapărat îl cunoști, dar ți-ai dat tu părerea despre el când ai găsit pe internet, omul acela, omul de lângă tine, trebuie să-l iubești ca pe tine însuți. Și așa cum ai vrea să fii abordat tu, așa să-l abordezi pe el sau pe ea. De ce? Fiți sfinți, spune Dumnezeu, pentru că eu sunt sfânt. Dumnezeul nostru este un gentleman. Mă auzit de multe ori situații de genul, zice, mergeam într-o biserică, povesteau unii și alții și zice, venea acolo și era cineva care avea dar profetic și zice, tot timpul tremuram cât era biserica, zice, că precis să ridică și îndătă-te păcatele pe față. Și de obicei râd la astfel de situații din cauza faptului că eu știu cum funcționează Dumnezeu. Și zic, nu, știi, te-o dat pe față? Zice, nu, zice, de fiecare dată am scăpat, zice, știi, de ce ai scăpat? Pentru că Dumnezeu este un gentleman. Dumnezeu vine să vorbească și vine să te convingă și vine să te convingă și vine să vorbească direct cu tine și să spună și să te atenționeze într-un fel și într-un altul. Îți vorbește în duhul tău, îți vorbește, e pasul acela pe care Dumnezeu îl cere de la noi, îl face El personal, îți vorbește, se apropie, te îmbrățișează, îți vorbește, vine și spune din nou și încă o dată, 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 și încă o dată. Fiți sfinți, spune Dumnezeu, pentru că eu sunt sfânt. Abordați lucrurile așa, spune Dumnezeu, nu din frică de pedeapsă, deși există parte de pedeapsă, că vezi că te încarci cu păcate. Abordați lucrurile așa, nu datorită faptului că eu vă binecuvintez, ci abordați lucrurile așa, pentru că eu le abordez așa, pentru că eu sunt sfânt.